Pe scurt am ascultat Five Gang. Era vineri, mă jucam în Fortnite, am câștigat câteva meciuri, am pierdut, m-am enervat, am lăsat jocul și am intrat pe Facebook. Mulți au început să-mi scrie să ascult Five Gang singuri acasă. Am ascultat o dată, două, trei, patru, gata, ajunge, am mâncat, m-am mânecat, m-am împiedicat, am suferit durere, m-am sculat, am sărit în pat, am luat o carte ca să citesc. Am citit și în gândurile mele apare încă Five Gang, dar eu nu vreau să fiu gangster. M-am cucat, încă câteva zeci de minute mi apărea în somn video singur acasă. Am adormit, m-am trezit și am înțeles că sunt singur acasă. M-am speriat, afară e noapte și se aud zgomote ciudate în casă. Mama! Tata! Dar eu sunt singur acasă, am înțeles că trebuie să fac ceva, am sunat părinții și am decis până când vin părinții, eu trebuie să supraviețuiesc. Am ascultat iarăși Five Gang singur acasă și am înțeles esența videoului, pentru a supraviețui singur acasă, trebuie să prind lumina în toate camerele. Am aprins toată lumina în casă și m-am pus să învăț poezie. Am auzit un zgomot, a căzut ceva, m-am speriat, dar trebuia să văd ce a căzut. M-am sculat, foarte atent am mers să verific, am deschis încet ușa la bucătărie și am observat. Că a căzut scaunul, l-am ridicat, m-am uitat foarte atent și n-am înțeles cum a căzut și am mers în camera sa să învăț poezie. Peste câteva minute iarăși se aude un zgomot, m-am speriat, am luat tot curajul în pumn și am decis să mă ascund sub pat. Se aud pași care se apropie de camera mea, se deschide încet ușa la cameră și cu o voce foarte groaznică zice: Motanaș, suntem acasă! Au venit părinții, pe scurt am ascultat Five Gang. Prieteni, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Primul care o să găsească o să apară în următorul video. Iar câștigătorul trecut este acest utilizator, bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!